uitați acolo câte de lungi ciurciuri. Și de-aia am chemat, ca să nu sparge geamul și să nu face inundație, nu? La balcon. Sute de administratori de bloc îi cheamă pe alpiniștii utilitari ca să îndepărteze țurțuri și zăpada de pe acoperișuri. Astfel, curajoșii nici nu termină bine o acțiune, că sunt solicitați să intervină la o alta. Dar pe unde? Se ia mai... Zicone, mai dăm un ciocan. Bineînțeles că pe marginile blocurilor, în zonele foarte greu accesibile, nu se poate interveni decât cu alpiniști utilitari. Florin Amăriucă are 26 de ani și este la început de drum. Poate să participe la intervenții numai înalte de 20 de metri. Ambițios din fire, are de gând să treacă însă toate probele pentru a deveni alpinist utilitar fără limite. Facem o intervenție la curățarea șgheaburilor și înlăturarea gheții din ele, din cauza că iarna, cum a fost figurată și asta, toată apa care s-o strânge de topirea zăpezii a infundat șgheaburile, înghețat. Când vine vorba de tarifele pe care le cer firmele de alpinism utilitar, prețurile sunt negociabile. În funcție de complexitatea lucrării, locatarii ajung să scoată din buzunar chiar și 1500 de lei pentru curățarea întregului bloc.